Un bărbat de 50 de ani a fost prins în flagrant într-o localitate din județul Cluj, în timp ce ar fi comercializat substanțe psihoactive. Astfel, în urma realizării prinderii în flagrant delict, în interiorul autoturismului bărbatului, au fost descoperite 8 pungi din plastic transparent conținând aproximativ 5,46 kg de substanțe psihoactive, cantitatea fiind tranzacționată în schimbul a 135.000 de lei. Ulterior, activității de prindere în flagrant delict la locuința acestuia a fost fost efectuată o percheziție domiciliară, unde au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă. În urma administrării probatoriului la data de 31 iulie 2024, procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Timișoara, au dispus reținerea bărbatului de 50 de ani pentru 24 de ore. Apoi a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Timiș cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Prezenta acțiune se înscrie în eforturile constante ale polițiștilor specializați în combaterea criminalității organizate și procurorilor de cot de combatere a traficului și consumului de droguri și substanțe cu efect psihoactiv, fenomen care se amplifică în perioadele premergătoare organizării unor evenimente culturale, artistice și sportive, la care participă cu preponderență tineri. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.